Bună, dragii mei urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Nu uitați să vă abonați la canalul nostru, să distribuiți videoclipul nostru și să activați notificările pentru a fi primii care află despre videoclipuri noi. Serialul fenomen de la Show TV, Cazele Ceca Șerbeti, care are o audiență numeroasă, revine pe ordinea de zi cu ultimele sale episoade. Violența psihologică comisă de personajul Fatih, interpretat de actorul de succes al serialului Doukan Gungor, împotriva soției sale Dua, a stârnit o mare reacție din partea publicului. În timp ce interpretarea lui Doukan Gungor, care a interpretat cu succes personajul lui Fatih în serial, a fost apreciată de public, problema violenței psihologice aplicate de personajul lui Dua a generat multe dezbateri. În ultimele episoade ale serialului, Fatih a început să folosească violența psihologică împotriva soției sale Dua, ceea ce a avut un mare impact pe rețelele de socializare și în lumea revistelor. Publicul serialului Cranberry Sherbeti urmărește îndeaproape situația dificilă pe care o trăiește Dua și își dorește să se acorde atenția acestei dinamici relaționale. Producătorii și scenariștii serialului nu au fost insensibili la aceste reacții ale publicului și au subliniat că violența psihologică este o problemă comună în societate și că este importantă creșterea gradului de conștientizare. Faptul că Doukan Gungor a reușit să capteze mintea publicului în timp ce interpretează personajul lui Fatih și să creeze controverse despre acest personaj arată succesul actorului. Cu toate acestea, este de asemenea important ca problema violenței psihologice din serial să fie abordată ca o problemă socială și să contribuie la creșterea gradului de conștientizare. Drept urmare, serialul Cazele Ceca Șerbeti rămâne pe ordinea de zi cu interpretarea de succes a lui Doukan Gungor și abordarea sa sensibilă a violenței psihologice. Aceste serii continuă să joace un rol important în atragerea atenției asupra problemelor sociale și în creșterea gradului de conștientizare. Serialul de televiziune Cazele Ceca Șerbeti continuă să fie urmărit cu mare interes în al doilea sezon. Regizat de Faruk Turgut și scris de Melis Civelek și Zeynep Kur, serialul s-a concentrat pe Fatih, care și-a înșelat soția Dua la sfârșitul sezonului trecut. Cu toate acestea, recent, serialul a fost pe ordinea de zi, personajul lui Fatih discutând despre violența psihologică gravă împotriva soției sale și despre separarea bebelușului său de mama sa. După aceste scene, a existat un val uriaș de ură față de personajul lui Fatih. Vestea a ieșit la iveală că un site web numit Slap Fatih a fost chiar deschis pe internet. De asemenea, s-a susținut că acest site a fost creat de fanii la târcolu. Telespectatorii serialului au condamnat violența psihologică pe care personajul i-a aplicat-o soției sale și separarea bebelușului său de mama sa. Este clar că serialul a creat controverse în rândul unor telespectatori pentru că tratează probleme atât de sensibile și sociale. Violența psihologică este o problemă comună în lumea reală, iar producția de seriale de televiziune poate avea ca scop atragerea atenției asupra acestor probleme și creșterea conștientizării sociale. Cu toate acestea, este inevitabil ca un astfel de conținut să provoace reacții emoționale în rândul telespectatorilor și să genereze controverse. Serialul de televiziune Cazele Ceca Șerbeti reușește să impresioneze publicul în al doilea sezon și își propune să facă lumină asupra problemelor sociale. Cu toate acestea, apariția unor astfel de reacții în rândul publicului iese în evidență ca un factor de gândire în modul în care serialul abordează problemele sociale. Deși serialul Cazele Ceca Șerbeti și personajul Fatih au stârnit mari controverse în rândul publicului, Deria Yakshtran, mama actorului de succes Doukan Gungor, a devenit una dintre mamele care și-au susținut fiul și l-a lăudat cu un mesaj emoționant. Deria Yakshtran a arătat că a fost alături de fiul ei cu mesajul ei: Fatih te face să plângi, dar fiul meu te face să râzi, mândria mamei lui. Cu toate acestea, acest mesaj de la Deria Yakshtran a fost, de asemenea, un răspuns la comentariile negative despre serial și personaj. Un spectator a spus: nu mă așteptam la atât de mult,
în trecut existau jocuri de pălmuire pe Bush și Saddam. Asta e tot. Comentând, el a criticat violența psihologică pe care personajul lui Fatih i-a provocat-o soției sale. Pe lângă serial, o dispută între Slatır Kolu și Doğukan Gungor a atras și atenția lumii revistelor. Faptul că mama lui Doğukan Gungor a încetat să o urmărească pe Slatır Kolu pe rețelele de socializare a stârnit, de asemenea, un mare interes și s-a considerat a fi o reflectare a dezacordului. Faptul că Doğukan Gungor a trimis un emoji cu zâmbet de inimă ca răspuns la mesajul emoțional de susținere al mamei sale arată că i-a mulțumit mamei pentru sprijinul ei. Se așteaptă cu nerăbdare să vedem cum se va schimba personajul lui Fatih în următoarele episoade din serialul Cazele Ceca Şerbeti și cum va evolua relația dintre Slatır Kolu și Doğukan Gungor. În timp ce toate aceste evenimente stârnesc un mare interes în rândul telespectatorilor și adepților serialului, misiunea serialului Cazele Ceca Şerbeti de a atrage atenția asupra problemelor sociale continuă. Faptul că mama lui Doğukan Gungor, Derya Yakştran, a încetat să o urmărească pe Slatır Kolu pe rețelele de socializare indică cât de mare este tensiunea dintre ei. Această evoluție este urmărită cu mare atenție în lumea revistelor și stârnește curiozitatea publicului. Slatır Kolu și Doğukan Gungor fac echipă în serialul de televiziune Cazele Ceca Şerbeti și înfățișează o relație tulbure între personajele din serial. Cu toate acestea, dezacordurile și tensiunile dintre cei doi în viața reală s-au reflectat în public prin știri scurse din platoul serialului. Faptul că tensiunea de pe platourile de filmare ale serialului a fost eficientă și în viața reală i-a făcut pe fani să fie curioși despre cum va evolua această relație. Faptul că Derya Yakştran a încetat să o urmărească pe Slatır Kolu pe rețelele de socializare este considerat un semn clar al acestei tensiuni. Întrucât rețelele de socializare sunt o platformă în care relațiile și dezacordurile dintre vedete se reflectă în public, aceste tipuri de mișcări trezesc un mare interes. Telespectatorii și adepții revistei așteaptă să afle mai multe detalii despre tensiunea dintre Slatır Kolu și Doğukan Gungor și să vadă ce curs va lua relația. De asemenea, ei observă cu curiozitate impactul acestei situații asupra atmosferei decorului și a relațiilor dintre actorii din serialul Şerbet de Afine. Cert este că evoluția va fi urmărită îndeaproape de adepții serialului. Ne poți împărtăși opiniile tale valoroase în secțiunea de comentarii. Nu uitați să vă abonați și să activați notificările pentru a vedea mai multe videoclipuri. Ne vedem în alte videoclipuri. Aveți grijă de voi! La revedere!